La Fazmo? E pe live la Fazmo, nebunule. O, bună seara, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou live stream după o grămadă de timp aici alături de Valentina Hyper și Anonymous Master, prietenii mei. Ne jucăm Fazmofobia, băieți, avem update-ul de Paște, prieteni. Deci, nu știu ce trebuie să facem, dar rămâne de văzut, prietenii mei. Bună seara, ce faceți? Salut, Claudiu, Anonymous, bine ați venit, prieteni, ce faceți, guys? Bine sănătoși cu toții. Băi, pe live-ul ăsta o să și filmăm și nu o să ne speriem, băieți, ce au făcut ăștia update de Paște, ia vedeți aici, ce puie mie, mă, că... Cum să ne speriem noi de la așa ceva? Fac și ăștia un ritual, dar cam atâta, nimic interesant. O, bătrânul Moga, trăiești, bătrâne, că n-am mai făcut live de nu știu cât timp, trăiești! Salut, Adi Ștefan, salut, hai ho, hai ho, hai că, salut, blondule, Vlad Hazard! Hai noroc, prietenii mei, bă, voi vedeți ce badge frumos am, mă, ăsta-i badge-ul de șmecher. Lasă badge-ul, dă-l dracu, hai să facem eventul, ia uite-te. Putem să aprindem Flora Fire aici, în spate. Păi nu, că o să facem, fiți atenți, o să facem în felul următor. O să și filmăm clipuri, deci prima dată dăm o arenă de încălzire. Da. După aceea o să facem eventul de Paște și după aceea o să facem nou Evidence Challenge. De acord? Amici? Da, da. Andrei, vrei să băgăm și hardcore? Ce să băgăm? Să băgăm și hardcore, 10x. Nu știu, mă, vedem. Ce ce Valentina? Da, o să dăm nouă evidence. În ordinea următoare. Okay, o arenă okay. De încălzire, păi apoi nouă evidence și apoi facem challenge-ul ca să ne încălzim ca lumea, să fim forță și la challenge să zburăm printre fantome, așa să. Adică ne jucăm pe Tanglewood, pe Insanity. Ba nu pe Insanity, nu, nu, ne jucăm pe Nightmare. Ha? Nightmare, fai, capul meu. Teoretic putem face și eventul odată cu asta. Salut, Valem, salut, mie 25. Păi nu, întâi ne bă, dă-i mă ready acolo, bă, ce faci, ai părere. Păi stăm să pierdem timpul, că avem niște fantome de aruncat la tomberon. Mă, să găsesc eu fantomele, să stai liniștit. Da, mă, îl găsim pe Moga aici și îl aruncăm la tomberon și ai... Da, 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 da. Una, două, trei. Deci vedeți că avem Nightmare acum, prietenii mei, nu avem decât două evidențe. Ca să se știe, deși, bă, trebuie să mă tumbă, bă, Valentino, și-a luat frizerul liber, băieți. Nu vrea frizerul să mă tundă. Păi... Bosket are treabă. Dar are treabă frizerul, mă? Păi da. Să-i mă ăsta, mă. Alții mai și muncesc. Păi ce-mi iau una... Unde pe breaker-ul? Animalele astea aici. Aaa, e aici, la mine. Ai găsit breaker-ul? Nu, breaker-ul e jos, în basement. Cine s-a dus să prinde. Aveți muzicuță ceva? Am găsit. Tosul. Salut, Andrei Udruiu. Avem Monkey Pow. Avem Monkey Pow. Ba, Anonymous Master, vorbește un pic cam mult. Aha, vorbește un pic cam mult, am zis. Ce? Cam urâtă reacția, mă așteptam la o reacție mai bună, da? Te tund eu cu toporul, firai. Bă, Moga, te tund cu toporul. Unde ziceai, Valentino, că e în sufragerie sau? Lângă bucătărie. Lângă bucătărie? De ce e aici? Îți, Johnule, salut, Dorian Hopa. Dorian Hopa. Îți, Johnule. Liniște, că vorbesc cu fantoma. Nu mă supărați. How old are you? Where are you? Are you here? Are you close? Are you angry? Where are you? How old are you? Are you here? Are you close? Are you angry? Where are you? How old are you? Are you here? Are you close? Are you angry? Are you gay? Are you Moga? Are you Ionuț? Are you Moga Ionuț? How old are you? Nu vorbește, mă? Poate avem monkey pow. Au aruncat ceva, dar nu știu ce. A, tot aruncat pe aici. Bă, clar, eu zic că și nu e, că deja are activitate multă, deci okay. Deja poți să tai de aici și... Sper să te sugrume fantoma pe tine prima dată, nu vă sugrumă, regică. Și e și demon. Eu zic să nu fii nici demon. Le-am vânat până acum și dacă auziți pași, nu este un raid. Băieți, bă, nu ne mumesc, să știm și noi, bă, noi suntem profesori pe joc. Haide, pregătiți-vă. Păi, eu am avut level 85, dar... Bravo, frate. Tot așa. De ce să ne pregătim? Ce-i în mână? Bă, stai să iau și eu smagi! Bă, nu plecați! Am plecat deja, te pup eu! Bă, dar ce făceai acolo? What were you doing? Young lady? Young padawan? Take brichet? Bă, deci nu punem crucii de-astea. Bine, mă, bă, noi suntem buni și n-avem nevoie de altceva. Salut, Ruben Negruță, ci că te salut din spital. Pe ce-ai făcut, mă, rege, mă?
Ce-ai făcut, mă rege, mă? Oh, monkey, po. Hunt me, hunt me. Ce trebuie să zic? Ce trebuie să zic la monkey, po? I wish to see the ghost. I wish to see the ghost. I wish... Bă, merge încet. Stai. Bă, nu merge normal. Merge normal, bă. Sigur m-a văzut pe mine. Salut, Andrei, bine ai venit. Nu, mai nu. Nu se auzea. Mamă, ăsta e și cursant, nu? Durează mai mult, gen. Da. De fapt, nu cred, că Monkey Paw nu... Ba da. Monkey Paw era stricat, nu făcea... I-am dat... S-a dos. Bă, deci clar de o gen nu îi, cred. Tei nu e. Raiju nu e. Raid, bă, aduce și voi niște sare, mă. Aduc eu imediat, stai așa. Ce sare, mă. Trebuie să prindești din lumele astea, vedem dacă este Phantom. Sare și mai ce vrei. Sare și atât. Sare. De treaba Claudiu, când am început când ai 5v5 cu brigadier în teste, că am văzut deja de 3 ori. Păi nu știu, frate, o să dăm. Nu e referent Tei Hunt-ul. Păi da, că oricum avem dos, deci l-a eliminat pe alea. Dar ne dăm seama ușor, mă. Vreau să văd și eu un hunt. Cam atât. Pune și o sare pe undeva pe aici, a? Vedem dacă o să calci în sare. Ar putea să fie raid, by the way? Nu variantă, că dacă nu s-au după și poate să fie raid-ul. Dar nu este... Ce s-a întâmplat, regii, cu postatul azi? Brodere, nu am postat azi, dar zilele următoare apar clipuri. Tank. Deci avem clipuri până pentru sâmbătă și astăzi e marți. Deci stați liniștiți că aveți clipuri. A călcat în sare, nu e raid. E Ghost Orb. Da. Dar nu fie Mimic, Ben și Yokai Yuri. Bună seara, Denis de 1. Păi bă, hai să vedem de Ben și mă, nu? Da, da, aduc eu parabolica. Hai să vedem de Ben și... Yokai, nu știu. Ben și Yokai, testăm ușor și ai... A fost mor de beat în șans și a fost greu să rege. Corect, Moga, vezi că știi? Cum ești rege? Cum să fiu, mă, frate? Ne revenim și noi așa încet încet, mă înțelegi? Ne revenim încet încet. Facem clipuri pentru toată luna. Păi nu, așa trebuie, frate, să avem clipurile pregătite de dinainte. Uite încă o dată dotul ăla cum se vede. Zăză, de ce fantome noi ai dat? Bă, nu știu, cred că am dat de toate în principiu. Cred că am dat de toate, de cât timp mă joc Phasmo. Chiar cred că am dat de toate, sincer. Bă? A vorbit la parabolică, dar nu este stream. I wish to see the ghost. I wish to see the ghost. Nu mai merge al doua oară. Nu mai merge. I wish the ghost was trapped. Nu mai merge nici aia, că am dat-o eu. Cat. Pe de ce ai dat-o de-aia? Ți-am dat eu voie? Că-s șmecheră. Da? Bun. Hai să vedem dacă e Banshee. S-ar putea să fie Banshee. Ok, și Yuri. Mamă, Yuri e cea mai infectă fantomă, că dacă nu-și folosește abilitatea... Eu zic să nu fie mai că mă la parabolic. Și că bă, de ce are ăla căși pe cap? Că, păi, ascultă la dăsta, mă. Ascultă la parabolic microphone, ia vedeți ce mișto. A, dar ca și eu, chestie gen, să auzi! Știi? Adică... A. De ce am dat click dreapta? Mă scuzați, vina mea. Am dat magic. Mulțumesc de smagi. Am unul mare performant. Ba, am dat smagi din greșeală. Am și eu smagi, nu era al meu. Deci când cu focul băieți dăm și noi foc la ceva? Bă, nu-i Banshee, nu-i Banshee. Da, mă, s-a făcut update-ul de Paște, o să facem și noi. Bă, eu zic după ăsta să băgăm direct eventul de Paște ca să apară primul clip ăla cu Paștele și după să apară clipul cu noi, evident. You know? Bine, nu o să facem tot eventul pe filmare, dar... Vânează. De fapt, nu, dăm din nou evidence challenge și după facem eventul de Paște, că poate facem pe tot. Încerc să joc LOL pe calculator, Denis. Îl prinde pe mortul de Goku azi? Ce aveți, mă, cu Goku? Bună seara, Gabi, mă, bine ai venit, Andrei, dacă nu te găsește fantoma la găini, să te caute la ouă. Mă, caute, mă, că o tamar moartă. Asta e că deja e moartă.
Deja e mort, că fantoma e lămână. Sau e femeie fantoma? Eddie Rhodes. Cred că e femeie, E-D-I-E. Eddie Rhodes. E femeie, I don't know. În fine, oricum lămână e fantoma, deci... Lanțare. 10 la parapolică să nu fie mai limba. Păi n-ai nici cum ești mailing. Păi n-are cum să fie mailing. E Ghost Orb și Dot, puneți în carte acolo. E Yuri sau Yokai. Sau Banshee. Păi nu e Banshee că n-avem fingerprints. Da, n-avem. Deci... A, păi... N-are treaba fingerprints-ul cu Banshee, nu e forced evidence. Yokai Raiju. Bă, ați cercat de Raiju implantele? A, pe zi, mă, două. Nu e Raiju, nu e Raiju. Așteptam doar să dea un hunt și vedem și de Banshee și de Yokai. E o babă de aia spălăcită. Da? Fantoma e o babușca. Babușca. Bă, mai e puțin, se termină și luna martie, mâncava, și vine 1 aprilie. Luna festelor. Ziua festelor, de fapt. Zăză, după joci un dăbădă, băi, pe la glosul ăsta nici că nu mai faci, mă, cred. Event, bă, 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 event, event, mă, ho, ho. Relax, my friends. Să suport asta. Povelința să cer. Dar nu, vine, mă. Mă, sigur, lui Benji. Bă-ți droga la cap, dă-l încăcat de event, ăsta e event, mă. Da, a durat mult eventul. S-ar putea să fie Benji. Salut, Nicolas Tudora, chiar mai merge live cu DBD? Păi se uită lumea pe un live cu Dead by Daylight, mă? S-ar uita oamenii? Asta e întrebarea cea mare. S-ar uita oamenii amici? Facem de 1 aprilie o farsul lămână, că îi dă bancă sau a făcut ceva rău. Salut, Andrei Ștefan, bine ai venit, bro. Unde e Micu Mișu? L-am mai auzit pe Micu Mișu. God damn it, nu vor mă băieți Micu Mișu. Sau ar merge un live cu Pabagi. Păi Pabagi postăm Moga pe canalul secundar în fiecare seară, rege. Vezi că, bă, Moga, am filmat astăzi niște clipuri de PUBG cu clanul Kill. Sunt dezamăgit profund, atâta vreau să spun. O să vezi zilele următoare, o să vezi. Deci, bă, sunt dezamăgit profund. Atâta zic. Regele Zandrei, 2 kill-uri, 1000 damage cu aia. Am avut 1040 damage la 2 kill-uri. Clanul Kill a adunat, nu pot să spun că damage au avut adunat, că mi-e rușine mie, dar asta este ce să facem. O să vezi zilele următoare, bro, e ok. Salut, ZXK, dacă te joci cu trio-ul urmată, te înțeleg. Păi cu aia m-am jucat cu Lămână, Cosma și Yanis. A fost oribil. A fost oribil, Moga, crede-mă. A fost oribil. Că 300 și ceva, zic eu că doar Lămâna a dat. Păi unul a avut 0, unul a avut 0, Lămâna 300, eu 1000. Dar nu mai dăm spoilere. Nu mai dăm spoilere, prieten, ok? Păi. Bă, dar nu mai face nimic, a nu ne vânează. A vorbit iarăși, nu e, nu e mă Ben și mă piși pe ea. Zici tu? Nu e Ben și Tei, clar nu e. Raiju nu știu ce să zic, dar nu e. Nici, nu e Raiju, nu e Tei. Ben și Yokai Yuri. Păi ia să vedem. Eu cred că e Yokai, că dacă era Yuri, nu știu, nu știu de abilitate. Eu stau în garaj. Do something, do something, hello, hand me. Cine dracu a pus crucea aici, coaie? Noi așteptam să ne dea hand și voi puneți crucea. Cine a închis o ușă? Eu am închis ușa. Bă. Salut, Whisken. Ușa. Ce faci, mosulică, zăzân, această seară? Uite, ne batem cu fantomele, rege. Și filmăm și niște clipuri pentru YouTube, niște challenge-uri. Facem și eventul ăsta de Paște. Avem ce face în live-ul ăsta. Salut, Eric, bine ai venit. Hai să lăsăm lumile așa, știm, se poate, poate se gândește, să mai vâneze și pe noi, zic. Ar fi minunat. Frumos? Frumos? Dacă se poate. Mă sacrific eu dacă vânează, să vedem dacă e pe aici. Da. Păi nu, hai că vedem, mă, ne dăm seama ușor. Dacă are target pe mine. Eu zic că e Yokai. Eu zic că e Yuri, a, nu e Yokai. Eu vreau să fie și Yokai, că Yokai s-a văzut la 4 metri. Mai este un rege, este full, brother. Joi sau vineri aș putea să vin dacă se filmează Pabagi. Pe bă, Moga, deja ziceam că am filmat cu toți sabii din clanul Kill. Vreți să vine șeful sabilor? Mâine apare clip cu Among Us? Da, apare, Andrei Ștefan. Sărbătorile vin, mai știi, zăzu, mamă, ce ierei la donații cu sărbătorile vin. Salut, Son Goku, salut, Darza. De 1 aprilie, live cu 24 de ore, păi nu, că o să zică lumea că e țeacă. Și nu vrem să fie țeacă, nu-i așa? Nu vrem să fie țeacă. Mamă, ce-am... Bă, e freezing. Mamă, ce-am zis că e freezing și că e mimic, de fapt. Noi acum nișcăm pe Nightmare, asta e prima arenă de încălzire, dar nu face nimic asta, fantoma asta, brother.
Adevărat, următorul live de 24 de ore când, Andrei? Păi se uită lumea 20... Ce 24 de ore, frate? 12 ore poate, unul la mână. N-am făcut niciodată live de 24 de ore și nici nu vreau să fac. Eventual live de 12 ore și live de 12 ore. Se mai uită lumea la bătrân să facem live de 12 ore, bro? Eu față de 2 din ei, nu dau nume Ianis, știu jocul. Bă, Eric, o să ne jucăm cu echipa asta, brother. O să ne jucăm cu echipa asta, dacă i-am intrat aia, bă. Dorm pe live, facem slipstream, mă. Dacă nu e, eu cai bani la mână? Da, moșule, da. Ba, acum ziceți voi, dacă probabil voi. Puțin dintre voi vă uitați, da? Mâncava-și gura voastră în 12 ore, filmăm la clipuri și fac. Bă, hai că poate o să băgăm un live de 12 ore, nu știu, vedem. Poate o să băgăm într-o zi. În afară de fază, mă mai joci altceva, Claudiu, nu știu. Avem de filmat două clipuri. Yes. Ia, mă duc să mă ascund. Are target pe mine? N-are. Ia vedeți dacă vine pe unul dintre voi. Bici, pe mine vine. Vine pe tine? Garaj. Hai să vedem de yokai, bă. Bici. Hello, 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 hello. Nu, n-are. Hello, hello, hello. E, nu e ca Yuri. E Yuri, mă, băga mie și să-mi fac. A, mă, bro, ce dracu a fost asta? Nu mai aveam viteză, mă. Oh my god. Bă, Yuri ar trebui să fie. A venit direct pe mine când am urlat la ea, gen. Faci de la 10-12 dimineața până la 10-12 seara. E cel mai ok, pe da, dar trebuie o zi în care sunteți liberi, guys. Deci trebuie o zi în care nu aveți școală. Ce ar fi de preferat în timpul săptămânii, de-aia zic că ar fi bine, gen, nu știu. Cândva când aveți și voi liberan. Ai murit, moșule, vai, mersi că mi-ai spus, eu nu știam, oh my god, a murit? Zandrei? Ziceți, băi, trebuie să mă dau și eu într-o tunsoare? Mi-a murit frizera. Văd că n-are chef. Când putea să mă moare? Pe Andrei. Iar vrează-mă! Nu. Nu. Băi, e Yuri, mă. Haide, out. Bă, zic că e yokai, mă. Și de ce a venit direct la mine când am urlat și eram ascuns după la bucătărie? Nu știu. Nu știu, voi știți, voi știți. E convenit așa, Yuri. Andrei, stat crouch acolo la bucătărie? Da, 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 da. Clar, este, nu e ok. Ca poate doar a... Și dacă e ok și... Să nu fie bine și, mă. Să fie bine și să fie... Pur și simplu a venit... Hai, Yuri, merg pe Yuri. Tu îmi cumpărești dușul la Yuri. Valentino, întreabă lumea când mă tunde frizera. Yuri, mă, v-am zis! Adrian, donează un euro, prima donat vitrile vlozone! Rege, dacă ai spus la ceva ce vreau în fantul meu, trebuie să vedem să-i găsești, dacă să zici. Da, mă, știu, Adriane, bă, dar știu și eu ce fac fantomele, mă. Cât de cât mai știu și eu acolo ce fac fantomele, rege. Mă înțelegeți? Bă, știu și eu cât de cât ce fac fantomele. Ce să mă fac? Deci, bă, vreți să facem noi evidence challenge acum? Pentru filmare? Și asta sau să facem ăsta? Deci, trebuie să dau custom, dau edit, dau setările de... No evidence. Păi nu, dau setările de insanity, numai că o să pun la ghost... Setările de nightmare, lasă-le de nightmare. Ce de nightmare? Să vreau setările de nightmare. Cine se bagă în față? Păi evidence given 0. Da. Dar pe setările de nightmare, că vreau de ce pe setările? Position. Și vreau ecranele position, formite. Reset nightmare, evidence given 0. Card position 1. Păi e pus de nightmare. Aolo, mă, nebunici, lasă-mi. Sanity monitor, vrei? Da. Și activity monitor, vrei? Da. Și căcat, vrei? Nu. Fuse box e the start of contract. Pun on? Da, pun on, dă-le. First position random, quantity 1. Starting sanity 75%. Starting sanity, să fie putere mare. Printing on, flashlights on, lose items. Da, on, ca să luăm reward-uri puternice și de bun. Așa! Sunteți gata, prietenii mei? Hai că începem tot cu Tengaludu și dăm drumul și la o filmare. Ia veniți aici să facem un intro frumos așa de filmare. Să vadă băiții că suntem cei mai tari vânători de fantome. Uite, mă, treaba, Adrian, te uiți și tu la Insim, mă? Ne uităm la Insim, ne uităm ce-ți faci. Cine nu se uită la Insim?
3 degeaba. 3, 2, 1, go! Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine vom regăsi în Oameni Blow un nou episod foarte, foarte special cu Phasmophobia. E bine, astăzi, prietenii mei, pe lângă faptul că suntem și live în acest moment, da, clipul ăsta este filmat pe live, o să mișcăm Phasmo alături de Valentina Hyper și Anonymous Master și avem No Evidence Challenge, prietenii mei. Asta înseamnă că noi trebuie să prindem fantomele fără să avem vreo evidență, ceea ce o să fie super complicat, prietenii mei. O să ne mai aiește și chat-ul, uite, Zeisca zice salut, chat, tot chat-ul bine în aer. Early access la clip fără să vrem like, aia zic regilor. Avem și un nou update pe Phasmo, avem update-ul de Paște, după cum se poate vedea. Încă nu l-am făcut, dar în clipul următor de Phasmo o să vedeți și update-ul de Paște, prietenii mei. Așa că înainte de toate, nu uitați să rupeți și voi like-urile alea, clan. Hai să vedem câte like-uri strângem pentru acest videoclip minunat. Deci, înseamnă că trebuie să dați like voi cei de pe clip, dacă vreți mai multe clipuri, și voi cei de pe live, mâncava-și pe ei. La dublu, like, nu? Haideți cu like-uri. Frumos la dublu. Bun, ne jucăm pe Tanglewood, avem setările custom, sunt practic setările de Nightmare, doar că n-avem nicio evidență. Un curse position și sanitate de 75 la început, 900, da? Ca să fie mai greu. Hai băieții mei. Și o să vorbim pe Discord ca să ne fie mai lejer și pentru live, și pentru clip, și pentru tot. Bun, dați ready? Și am dat start, prietenii mei, sunteți gata? Haideți să vedem ce cunoștințe avem în ale Phasmophobiei, prietenii mei. A, da, și am activat și monitoarele că a vrut Valentina, nu știu ce, dar aia acum mergi mai prost pentru noi. Haideți, prieteni. Ia uite, salut DJ Nightmare Foxy, binevenit, mor cu jocul, zice Moga, vedeți mă băiți. Bă, intrați și voi pe live-urile de la 8 seara pentru că ratați multe dacă nu intrați, gen. După cum se prea poate vedea. A, da, și avem fuse-ul pornit de la început, gen, ca să ne fie mai lejer. Valentino, ai termometru? Da. Doamne, ăștia să-l zic. Bă, în garaj nu e. Adică verifici dacă auzi respiratul la în ureche de fantom în Ioni. What? Respiratul în ureche. Îmi respiră fantoma în ureche, deci nu e Ioni dacă îmi respiră în ureche, ok. Se referă la... Pa, asta e breaker-ul. Eu am oprit lumina. Cel mai top live-uri doar la bătrânul nostru preferat. Zice bine Ciprian, ce zice mă, zice bine. Bă, dar e foarte cald în casă. Ratați toți bully-ul care e în fiecare seară. Rage-urile în care Zăzui dă bani lui lumână că e ultimul. Mamă, deci ratați multe dacă nu veniți pe live-uri. Zic bine băieții de pe chat. Bă, nici aici nu e. Unde e mă asta, mă? Andrei, găsi ceva cu termometru? Unde e mă? Opa! Aici am scădat. Crește temperatura. Sau? Aici am scădat, în baie. Stai așa că cădea un pic și acolo. În baie n-au. La ușa, ușa. Păi am fost în baie și parcă nu îmi scădea e. Îi zic eu că așa e, mă duc. Da măi, aici am baie, fantomă de bedroom. Da, da, da. A murit pe WC-ul. Zici că e lămână ăsta. Gata măi, eliberat scalea, că am de vorbit cu fantomă. Stai să spun sarea. Aul Dariu? A, dar stai că n-avem evidențe, bă, ce prost sunt. Ce păi prost sunt. Păi cum, după iubii, mi-am dat seama pe drum. Ce prost sunt. A, să știi că mie îmi place când mă joc Phasmo să-mi dea fantoma cu limba în între ochi, așa să mă atingă. Oooo, răgele! Să vadă toți băieții de pe clip și de pe live că eu nu ție pe bani, prietenii mei. Ionuț donează 5 euro, dați like sau vine Son Goku după voi. Eu zic să dați like, prietenii mei, că-i jale dacă vine Son Goku după voi. N-aș recomanda, sincer, nu aș recomanda așa ceva. Bă, nașpa când suntem full squad că avem un smash de fiecare. Deci dacă folosesc un smash, nu o să mai am altul. Deci, ghinionul meu aș putea spune. Că cred că pun pauză în tot chat-ul. Te pupăm, Ionuțe, mulțumim foarte mult. Bă, dar nu vreau o brichetă de săraci. Da, asta ești de bun, frumos. Mulțumim, Ionuțe, pentru această susținere. Bă, cine vorbește, mă? Bă, ce mă, ești autist? De ce vorbești în joc? Aruncă pe vol chestii. Bă, deci din rate, a călcat în sare, bun. Trebuie să redea hand, băi, avem și niște aia din spot-uri pe undeva pe aici? Avem, o. Care vorbește, mă, de la stația radio de la Brașov? Bă, vorbim numai pe Discord, mă, nu mai vorbiți în joc. Am aprins eu rămânările alea de acolo. Bun, deci acum trebuie pur și simplu să așteptăm să-mi dau un pant. Aruncat aici pe hol. Ce-a aruncat-o? M-am
multe, cred că și-a schimbat. Deci ziceți că nu e și ei, nu? Ia uite, aaa, iar a mâncat. Cu Adidas și, cu Nike-urile astea și goase, gen. Am crezut că mă vânează cu aia, a venit după mine în dulapte și prost. Bă, Shade nu cred că e pentru care are activitate. Sincer. Deci... Dar e bine că e... Ai... Da, moară. Poză, poză! Prea târziu. De ce mi-ați închis ușa? Și că v-a dat semn să vă descălcați la intrare. Da? De ce închis ușa? Lăsați astea băncurile, las-o ca să intrăm direct. Mamă, și acum ați vedeți că e un revenant. Bă, uitați-vă de Ghost Orb. M-am uitat, m-am uitat. Deci nu e Ghost Orb, deci nici Mimic nu... Ce făceau luminile așa? Nici Mimic nu e, băieți. Mimic are obligatoriu Ghost Orb, chiar dacă avem nou Evidence Challenge. În legătură cu revenantul... Bă, da, bă! Merge foarte lent. Putem da. Să tăiem, ci că a schimbat camera. Nu, nu, tot acolo e. Tot aici e. Putem să tem și demonul, pentru că n-a vânat băieți și am început cu 75% sanitate. Deci putea să ne vâneze de multe ori și nu ne-a vânat, deci tăiem și demon. Vedeți, mă, cum eliminăm din fantome. Poză, 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 poză. Unde e? Și că unde e? E făcut? Deci, da. Se vede? Se vede în poze? Se vede în poze, da. Se spălătă cea lângă dulap. Eu nu văd că la mine se vede, deci nu e Phantom, clar, dacă se vede în poze nici Phantom. Vânează? Salut, te dormă sână, nu vânează, nu. Ia uite, Thomas Lolu nu a devenit membru anonim, haide bă, avem și noi membrii noi. Ba, apropo, cei care vă uitați la clip, să știți că și voi vă puteți lua un membru corect. Dați pe butonul join de jos, călugăru! Te pupăm, Thomas Lolu, respect, brother. Hai, du-te. Unde, unde? Nu vrei să spawnează? Bă, bă, dar chiar... Ba da, bă, da, spawnează-o. Ce avem, mă? Avem summoning circle? O, oh, spawnează-o, spawnează-o. Nu e Oni, nu e Rage. Fugiți! Ia niște, niște. Bă. M-am pierdut! Salut, The Flame. Bă, merge cam încet. Nu, nu, nu. Erați magiuită. Ah, ok. Hello, 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 merge hello, normal, hello. Normal. Hello, Miss Go. Salut, The Flame, bine venit. Caută obiectul care îți dă hunting. Azi magiu, sper că nu vine aici, nu? Bă. Can you hear me? Bă. Bă, eu deschis ușa la dulap. Mamă. Hello. Miss Ghost? Hello. Miss Ghost. Bă! Vezi cum mai leg noi. Alo? Ei, noi, alo? Jumătate de carte deja. Ah, gata. Deci avem așa, prietenii mei. Deci nu e, nu e Deogen, nu e Revenant, nu e Tei, nu e Myling, nu e Raiju. Oroi nu, nu e, cred că e. Nu e Hanto, nu e Twins, nu e Oni. Nu e Oni? N-am văzut. Răzvan donează un euro, salut! Te pupăm, Răzvan, mersi mult de tot, brother. Demon, nu-i Revenant, nu-i Phantom. Deci Oni ai zis că nu e? Da, da. Ok, nu-i nici Oni, Jin s-ar putea să fie. Okay. Obache, trebuie să ne uităm la un hunt mai mare. Bă, Moroi nu cred, trebuia să aibă viteză. Jin nu e, nu cred că e. Ba, poate să fie Jin, că Jin nu stinge breaker-ul. Păi, da, multe fantome nu sting breaker-ul, Jin. Ba, e în camera cu breaker-ul și e greu să ajungă pe la el. Nici o bache nu este, că m-am uitat pe fantomă și nu s-a transformat. Dacă te-ai uitat pe fantomă? Și că trebuie să se transforme minim o dată într-un hunt, dar se poate transforma și la început și la final. Și dacă n-ai văzut tot hunt-ul... Nu, se transformă de fiecare dată, deci o dată la secundă se transformă. Că e o bache. Nu, e adevărat. Bă, ce ai, mă, cum trebuie să se transformă o dată la secundă? O dată pe hunt, bossule. Ei. Mamă, ne învață anonimul master jocul! Bă, odată pe hand! Level 85. Păi da, dar nu la secundă, stai liniștit. Bine. Bine. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Bine. Bă, am pregătit de poltergeist, ce-i, bă? Așa. De ce ai pus totul la un loc acolo? Ți-am spus, e XK, poltergeist check. Deci ar trebui să fie furtună de aruncat iteme dacă e poltergeist. Vânează, ieși. E în camera aia. Ieși. Bă, n-am mai venit după mine. E, nu e Jin, nu e Jin.
Oare Benshi? Oare Benshi? Că n-avem după zi. Nu, vei, vom merge rapid, nu voi. Nu e Benshi? Nu e Benshi. Omor, e rapidă. Am dat smagi la 30-38. E în basement. Răzvan, mai durează un euro, am o întrebare. Ia spune, Răzvan, te ascultăm. Mersi mult de tot, Răzvan, de susținere. Bă, că rapidă. Bă, acum da. Bă, G nu e, Benshi nu e. Să fie Moroi? Oare? Nu, nu e Moroi, nu e. Păi, îmbătrânește. Îmbătrânește, mă. Moroi, taie îmbătrânește. Sau tei atunci. Tei devine. Bă! Nu, tei devine mai lentă. Alergă? Da, e după mine, în garaj. Păi da, mă, că, bă, urmărește pe cineva. Da, aia. Nu-i Jin. Nu mai am smaci, băi. Salut, Adisule, bine ai venit, i-ați ce-ți băieți. Deci, nu-i Benshi. Bă, la mine au rămas Spirit 33-8, am zis, nu? Hai că venim dacă e Spirit. Nu e Poltergeist, s-a aruncat. Nu e Poltergeist, prietenii mei. Nu e Benshi, nu e Jin. Yotai? E Goryeo, zic băieții. Bă, nu știu, a schimbat camera. Și Goryeo mai avem mult. A, păi Goryeo nu-ți schimbă camera, a? Nu, Goryeo nu schimbă camera. Problema este că nu mai am smart și trebuie să mă ascund. Bă, idei... Mai am eu unul dacă vreți, dă-ți. Wins, Goryeo, Onryo, ați putem... DJ Yeban! Când se mai recrutează pentru brigadă? Bă, Răzvane, avem o grămadă de brigadieri în teste acum. Merge normal. Bun. Avem... Avem o grămadă de brigadieri în teste, brother, acum, deci categoric nu acum, dar poate o să mai recrutăm. Dacă nu e Benshi și eu, că ciurul va intra. Te pup, Răzvane, mersi mult de tot de susținere. Bă! Pe Răzvan l-au văzut și cei de pe live și cei de pe clip au văzut că îl susțin pe bătrân, mă. Mersi mult de tot, Răzvan, chiar apreciez maxim, rege. Apreciez. Deci, merge la fel și 30-38, clar, nu e nici Spirit. Mer, Yokai, Goryeo, Twins, Yuri, Onryo, Obake. Eu cred că nu... Nu cred că e Obake, m-am uitat un han destul de mult la ea. Ați văzut mai devreme, anul trecut, m-am uitat mult la ea și nu s-a transformat. Poate am avut ghinion, adică ar fi bine să... E Goryeo s-o trastă că a început hunt-ul tot din camera aia. Păi și? Bă, posibil, tot ce e posibil, da. Deci băieții zic Goryeo. Trebuie să vedem de Yokai, mai devreme. Obake, păi nu s-a transformat, brădere. Trebuie să mai vedem un hunt dacă se transformă, gen. Ați mărit toți, mă? Nu, e Polter. Cum să fie Polter? E Poltergeist, a aruncat și aruncat farfurile. Pe bune? Da, aruncat, uite, tablou, farfurii, culițe, tot aruncat. Bă? Efectiv, a aruncat ceainicul care era pe masă acolo, la ăsta, lângă microunde. Bă, văd destul de multe iteme aruncate, dar a făcut furtuna? Nu știu dacă e Poltergeist. Bă, Obake nu e. Bă, ați uitat la hunt și la huntul ăsta? Nu e Obake? Bun. Da, a fost după mine. Nu e Obake. Mer... Nu e, nu? Nu e nici Mer, că dă hunt-uri numai pe lumină. Opa, da drumul la apă aici. Dar uite, Goryeo s-ar putea să fie boșilor. Uite, a aruncat iarăși rău de tot un item și nici nu e în hunt, boys. Bă, nu cred că e Poltergeist, mă, sincer. Nu cred că e Poltergeist. Andrei, nici Goryeo nu e, că prima dată, primul hunt a venit din basement, din subsol, și a doua a venit din sufragerie. N-a venit din subsol primul hunt. Din subsol a venit. Da, din subsol, că m-a omorât pe mine. Ei, poate face rău, bro. Iar din baie. E baia început huntul. Nu, aruncă normal, bro. Ah, ok. Crede-mă, la Poltergeist. Da, zic. Deci e Yokai, mu? Da. Suntem deștepți sau suntem... Eu că am zis.
Adică dacă nu e ok ban la toți, sunt de acord de Zeisca. Sunt de acord cu tine, regimiu. Eu aș merge pe, eu mergeam pe Poltergeist sau pe Twins. Gata, Antu? Nu, e nici Twins. Da. Twins, îți dai seama. Bă, Anonymous Master, ți-am spus și înainte, vorbește un piculesc amul, primul hunt, amice, a venit din basement pentru că ne-am folosit de curse position și am dat summoning circle, corect? Ok, gata, gata. E corect, dar nu, dar nu, e corect? Da. E corect, pe vezi, da, e. Dar putea să fie Gorio, bă, eu am pus eu caia acolo. Ce-ți e mimic? S-a pus pe lângă. Aaa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 a
și drept. Uite, deci, Coaie, câteodată, deci nu înțelegi jocul, sincer, nu înțelegi jocul, adică Valentina urla, era aproape de fantomă, eu auzeam pe Valentina, fantoma era și mai aproape de ea și fantoma nu se ducea la ea, de ce? Era prost, Răzvan mai durează 4 euro, haide să fie suma rotundă, poate prin data viitoare, bro, o să mai facem, recrutor, s-a liniștit, o să mai facem, mersi mult de tot, Răzvane. Avem 40 de epuroi din goal, deși am început în goal, deși am început cu 18 euro. Deci, asta este, se completează goalul sau nu se completează? Bă, deci e ghinion maxim până acum. Dar nu e nicio problemă, băgăm un Edgefield, amicii mei. Urât, mă, urât, trebuie să... nu știu. Nu uite că a zis anonimul că... Am zis că e poltăvesti. Da, a zis. Că o sări tale în aer. Dar mie nu mi se... adică am văzut că... Eu am urmat de două ori la el și n-a venit la mine. Aia zic, nu știu, e dubios. Ce pe mine mă încurcă Yokai-ul maxim, pentru că Yokai-ul e surd. Și dacă urli lângă, nu ar trebui să vină la tine și n-a venit acum, dar e cam prost. Cred că era un poltergeist surd și chior și retard. Ceva de genul, că... Salut, Pengule, bine ai venit! Dar nu mi-explic altfel, sincer, adică a fost foarte dubioasă faza, dar... Se mai întâmplă, amicii mei, să retardate erau fantomele astea pe bune? E voodoo-dol. Oh, poltercautism? Nu-i da voodoo dolul Valentinei, te rog, ascunde-l. No, e nebună. Stai să vedem. E nebună! Ia vedem, unde e? După liceu merge și un ZZ? După liceu merge un ZZ, zici că-s șaorma. După liceu merge o șaorma. După liceu merge un ZZ. Dă-i Valentinei, îți vedem acțiune. Bă, avem și noi un challenge aici, hai să nu ne batem joc 100% de el, zic. De la etaj, mă, sau? Nu ai pus modul de oră. Nu spun. Era etaj, da, era etaj. Bun. Au deschis ochiul. Cea mai tare melodie v-am spart. Mamă, regele! Micu Mișu pe clip și pe live, iau la toată România! Bro! Iau! Eu fac bani pachete, femeia mă... Regele! Cu tine, rat! Adonează 60 euro. Bro, a donat 60 de euro și n-a zis nimic? Bro, ce a fost asta? A donat... Bunează! Bro, a donat 60 de euro și n-a zis nimic? Toată lumea W în chat! O să mor, nu? Mă vede aici. Oh, și nu știam unde să mă ascund, mă, trebuie să mă duc în beci, bro, trebuie să mă duc în beci. Toată lumea W în chat pentru Răzvan! Bă, Răzvane, te pup, frate, mersi mult de tot, chiar apreciez maxim, domnule Răzvan. Păi Răzvan din două donații aproape patron. Ne-a dat 10 euro, 1, 1, 12 euro cu încă 60, 72 de euro și Roberto e patron cu 97 de euro. Mai zic ceva? Dublu win? Băieți, eu am murit. Și eu, ne-a trolat Valentina. Păi nu înțelegeam cum de-a vânat așa repede, dar a găsit ăla, na. Eram în cameră cu fantomă, după... Așa face Valentina. Mă scuzați, băieți, dar... Bă, dar ați murit toți, mai se oprește din vânat. Eram după masă și a venit, era foame fantomei. Eu n-am murit. Bro! Era foame, fantome, ce dracu s-a întâmplat? What was that? Acțiune ba... Na, zic că îți place acum, îți place? Na, că a luat Valentina voodoo doll-ul. E frumos? E bine? E elegant? E cum trebuie? Mama mea, bă, Răzvane, încă o dată mulțumim mult de tot, bro, pentru susținere. Bă, chiar apreciez, frate, că...
Cel mai de apreciat lucru pentru un abonat adevărat este dacă se uită pe live-urile YouTuberului și pe clipurile YouTuberului. Adică pe clipurile bătrânului, că așa. Dacă mai și susi, ești mai... Bă, a intrat salariu, ești nebun, Răzvan, mai donează 30 de euro! Bă, cât mai trebuia, bă, Răzvan e patron cu 1 euro. Bă, la cât ne-a donat Răzvan, putea să dea 100 de epuroi din prima și l-auzeam pe Gianni Morandi și pe clip și pe live. Bă, uite, Andrei Max și pe aia zic și eu, frate, direct Gianni, bă, Răzvane, te pupăm, rege, mersi mult de tot de susținere. Apreciez mult de tot, Răzvane, pe bune, chiar apreciez. Bă, deci nu mai Valentina mai e în viață, mă? Nu, și eu sunt. Da, Valentina cu anonimul Mester. Da, că deja am mai adus o cruce, că mor. Andrei, spune mult și că și m-au proiectat brigadierii tăi. Cum? Lucică. Bine, măi, spune Lucică. Da. Deci de acum încolo îl cheamă Lucică, prietenii mei. Uite că știe aia pe ce știe. Ai auzit? Mai vii cu... cruce. Nu mai aduceți, mă, cruce, că trebuie să vă vâneți în nou evidence. Ce trebuie să faceți cu crucea? Nu e un Rio. A călcat în sare, a spus sare, a călcat, nu? Nu e nici rei? Da, a călcat în sare. Hai că vă ajut și eu, că sunteți cam ciocâte. Sunteți cam șobolani, așa că vă ajut și eu. Mult vorbești. Păi, dacă mai... Păi și ce vrei să fac? 20 de minute să stau aici, mort și să nu fac nimic? Ești mort? Păi sunt mort din cauza cui, că eram și eu în spatele mesei. Și a început un hunt așa dintr-o magie, dintr-o dată pac a început huntul. Bă, dar demon nu e, by the way. Te ia și demon. Nu cred că e demon. Pentru că, repet, începem cu 75% sanitate și avem 2 secunde. Cum se numește? 2 secunde avem grace period, adică 2 secunde. De când intrăm pe ușă nu ne poate vâna, dar au trecut multe secunde până să ne vâneze și ne-a vânat. Pentru că Valentina s-a jucat cu păpușa. Pentru că, da, îi place să joace cu păpușile, guys. Vânează ea. Unde e? Valentina. Era copil, mă. Bă, nu e Phantom? Bă. Bă, e Hunt-ul. Nu, i-a dat smagi, boss-ule. Și dă slow? E Phantom, gata, aia, afară din casă. Dar vânează încă, e în beci. Deci uitați ce fantomă ușoară, guys. Cea mai tare melodie v-am spus. Bă, ce se întâmplă în seara asta, băieți? Până cele mai tari versuri s-a pus stop. Bă, ce se întâmplă în seara asta, prietenii mei, bă? Bau! Eu fac bani pachete. Bă, ce facem, mă? Cu mine vorbește cu tine, ra! Ne donează 50 euro, salut! Bro, Denis Sim donează 50 de iepuroi direct dintr-o bucată, iarăși Micu Mișu. Vă place Micu Mișu. Vedeți, mă, băieți, bă, de-aia vă spun, mamă, e ruptă ușa, uitați-vă ce s-a întâmplat cu ușa asta. De-aia vă spun, băieții mei, intrați pe live-uri în fiecare seară la ora 8 pentru că e nebunie. Deci, bă, cred că de fapt băieții au început să doneze, că de obicei nu donează mai nimeni, știi? Au început acum să doneze, că am văzut că și filmez clip, gen. V-am spus că e, bă, am uitat să pun Phantom, bă. V-am spus că e Phantom, ziceți să rămână. Mulțumim mult de tot, Denis. Băi, te pup, Denis, respect, bro. E nebunie în seara asta, nu știu ce se întâmplă. Hai să mai băgăm o... Hai pe... Și pe o fermă, prieten, cu nou evidence corect și pe o fermă. Simțeam și după cuipul ăla pentru ou. Păi o să facem după aceea, o să filmăm un clip în care facem eventul ăsta, să vedem care-i treaba. Ok. Le explicăm mai multe băieților și facem și eventul să vedem ce se întâmplă. Hai mă, dați ready. Ready up, guys. Mamă, dar badge-ul ăsta negru îmi place rău de tot, mă, frate. Badge-ul Valentin e urât. Tu ești urât. Dar ăsta e prestige badge, uite. Ready, dați ready. Ai prestige. Te ne-a dat anonimul Mester, ready, nu știu, e pe energie. Da, da. Hai cu brigadierii în teste. Haide cu brigadierii în teste. Dacă mă super bag și eu 200 de euro cu Revolut Method, da, 200 de euro. Hai că se bagă dacă e. Bă, o să iau așa, n-am nevoie de altceva, să iau băieții sare, zic. Și mai luăm așa, să avem și lumină, hai să vedem. Au, da, băieții, în seara asta sunt pe energie. Da,
Ai, bă, ce faceți mai aici? Nu știu, lasă că o să vedem în clipul ăla. Nu ne uităm acum, acum prindem fantoma, amicii mei. Hai, erau iteme în coșul ăla. N-am luat termometru, cine are termometru? Indian Method? Uite și aici e coș. Da, mă, o să vedem în următorul clip de fază, mă, ce trebuie făcut. Acum doar ne concentrăm să prindem fantoma. Bă, avem o fantomă din două. Divina Valentinei doar o fantomă din două. Glumez, mă, n-aruncă-mi vina pe femeie. Salut, Alexandru Ionescu, bine ai venit. Ce să facem, brother? Uite, mai băgăm și noi un live din an în Paște, că ce? Ai, cât să fă, n-ai cât să fă. Zice Andrei Max și mai lipsește Gianni Morandi. Păi nu l-am auzit pe Gianni. Bă, l-am auzit pe micul Mișu. Am auzit și Maneaua de la 30 de epuroi și pe DJ Ban. Dar Gianni nu e de găsit. Mamă, dar multe coșuri de astea sunt bai doi. Bă, osul e aici, în atelier, mă. Osul e în atelier, băieți, ați verificat aici cu termometru? A. Unde? Nu, eu caut cărți pădă și nu să o mă cu Valentina. Păi e Valentina cu termometru ăla. Păi eu mă plimb, mă, dar nu găsesc nimica. Plimbate! E, îmi pare scuze. Îmi cer milioane de scuzii. De scuzii. De ce scuze ouăle astea? Salutare, băgădă, bine ai venit pe live, brother. Bă, tot, cred că tot eu trebuie să-mi iau termometru. La etaj, mă? Da, la etaj. Dacă mășelul este în... În dreapta, cum ești la etaj? Dreapta, stânga. Unde e pod, șofece, unde este... Da, etic, da. Deci în etic ai zis, a? Bă, there is a problem. Care cărți pozește, nu? Da, ai pus sare aici și văd că n-am călcat, sigur e aici. Cine îl scoate pe Gianni la vedere, intră în brigadieri? Asta e pay to win cum ar veni, bă, intră în brigadieri în teste, frate. În brigada în teste. Nu în brigada mare, în brigada că trebuie să treacă prin, aceeași, prin aceleași etape, gen, în brigada în teste, you know? A călcat în sare, bă, deci nu e rate. Cade temperatura, ce? Ok. Trebuie să așteptăm să ne dea un hand, gen. No rate. Yeah. No rate, yeah. Valentina e happy. Da, da. Unde e Macar's position-ul ăla? Nu știu că nu l-am găsit niciodată. Ați verificat? Nu știu exact spoturile pe mapă asta. Nici eu nu știu pozițiile. Nici eu. Adică și dacă suntem în brigadă în teste și punem Gianni Morandi, nu se întâmplă nimic, ce vrei să se întâmple. E o susținere din partea ta pentru youtuberul favorit, adică pentru un boșorog. Bro. Și că am fost puțin bărbâș și am ratat un Gianni Morandi, n-ai ratat niciunul, Rubea, stai liniștit. A unde, unde? Nu, nu zici, stai. Cum intrarea stânga. Stânga, stânga. Ce cărți poziție? Ce cărți poziție? Fugiți din casă. Ce cărți poziție? Ce cărți poziție? Cărțile, fugi, fugi, fugi că ne omoară. De ce să fug? Păi dă Valentina cu mine. Eu nu fug cu aia, rămân aici. Bă, veniți bă în casă, păi trebuie să vedeți ce fantomă e, nu? Mi-o cărțile, mi-o cărțile. Ia luați-le. Păi trebuie să vedeți ce fantomă e. Dați să dăm trigger la un hunt. Hai că facem noi evidență. Ai două mâini. Ai două mâini. Cum am două? Păi da. Ai două mâini! Nu, păi ai da. Trei mâini! Nu am două mâini! Nu, ai două mâini într-o mână, gen! Bă, liniște! Veniți la etaj toți și dăm de cărți și vedem ce fantomă este, pentru că avem nouă evidență, deci clar trebuie... Țar scrucea! Ați dat de alea? Nu. Nu. Nu, nu, nu. De ce țar scrucea așa? Păi luați dracu cruce de aici, bă! Deci eu nu înțeleg, cine pune crucea e un autist! Bă! Avem, Valentina a pus-o, nu? Nu, no, m-am bugat, n-auzi, lasă dracu cu crucea aia că eu nu pot să iau item-ul, am lanterna și n-am lanterna. Mamă, deci vorbesc ăștia ca proștii, deci având în vedere că avem noi evidence challenge, singura metodă prin care ne putem da să... Aaaa! Să bată vântul și paia Mamă, ce ai, mă, bă! N-au nimic, randonează 100 de euro! Randonează 100 de euro, live sau? Bă, regele, patru... Merge repede, ce fantomă e? Ce fantomă e, că merge repede, bro? Sau pe hantul? E gin, cumva? E gin. Cui, merge repede? What? E gin, e gin.
Mamă, deci Răzvan e MVP, bă, e pay to win, cine bagă, uite, Răzvan a băgat 211 euro, merită un grad de brigadă în teste, nu? Pentru că dacă nu era abonat adevărat care chiar voia gradul ăla, nu cred că dona 211 euro, adică peste 1000 de lei. Așa că, lămână, dă-i și tu gradul de brigadă în teste băiatului, să vedem cum se comportă la filmări. Dacă e activ, dacă vine, dacă vorbește frumos, bă, pentru 211 puroi mâncava și... E clar că băiatul chiar vrea să... Chiar vrea să intre cu noi aici. Stau cu cărțile, vreau să... Numărul 1, Răzvan, bă, live-ul ăsta, deci live-ul ăsta și clipul ăsta a fost de bunie. Liniște. Ce fantome eliminăm? Că noi n-am putut să mă concentrez. Eu zic că e Revenant, bă. Sigur? Ia că mă bag eu, mă, să mai dea un hunt, hai, băga mi și... Vezi că dau carte, hai că dau carte. Dă-i carte, dă-i carte. Aprendești tu lumina. Bună, Andreea, bine ai venit. Care lămână? Păi lămână, nu? Sau Goku sau cineva să-i dea gradul băiatului. Avem High Priestess, avem High Priestess. Yeah. Ce face ăla? E revived, gen. Poate să moară cineva, că deja revived. Hai mai dă-i, păi bine, dai. Dați acolo și stau eu aici. Wheel of Fortune red. Wheel of Fortune green. Să, o să mă dau pe mute când începe antul, să aud că voi urlați ca animalele, gen, și mi-e cam fric. Dacă vezi că genul, dacă ceva, vezi că genul linie dreaptă este rapid. Păi știu. Păi știu da, și eu, nu... Nu ești activ la Zandrei? Nu te uita pe live-urile cu Fazmo? Păi și atunci. Am prins, am prins. Dead. Liniște. Ia. E genul, mă. Nu e gin, nu e gin. E Revenant, nu? Nu e nimic de viteză, n-are viteză. E rapidă, mă, ce ai? E rapidă, mă, e rapidă. E rapidă. E rapidă rău. Păi, ia. Doamne, cine e rapidă, oa? E rapidă, e rapidă, e rapidă. E Diogen. Nu? Nu. Nu Diogen. Nu de aici. Bă, te drogați, mă. Păi e rapid de rău. E rapidă. De ce zic băieții că e rapidă, guys? Că am stat lângă ea și nu era rapidă, în puii mii. Deci nu înțeleg ce se întâmplă, bă. Părerea mea e că Deogen nu e, Tei nu e, Moroi nu, Raiju nu, Mailing nu pentru că auzeam, Revenant nu, Huntu nu, sau să fie Huntu băieți, să fie Huntu. Bă, Coaie, eu nu înțeleg ce spuneți voi rapidă, că m-a urmărit pe mine sus, Coaie m-a urmărit sus pe mine și mergea normal, o, s-ar putea să fie Huntu atunci, dar nu știu ce faceți voi. E Huntu, am zis și eu, dar n-am mâini să iau semnificul. S-ar trebui să meargă rapid. Teoretic. Bunează. Bunează? Da. Uite, nu-i rapidă, uite, na. A murit, pa, pa, lume crudă. Păi nu-i rapidă. Then bro, what is that, bro? Vi s-a părut rapidă, guys? Adică și acum, uite, nu era rapidă. Eu cred că băieții, deci băieții au impresia că dacă o fantomă e rapidă pentru că urmărește pe cineva mult timp, gata, e Revenant. Bro, dacă urmărește o fantomă pe cineva mult timp, își mărește viteza din ce în ce mai mult, știi? Uite, și acum e mai rapidă decât obicei pentru că ne-a urmărit. Gen. Nu e Huntu. Nu e nici Huntu. Demon s-ar putea să fie. A vânat destul de repede. Sau ne-a vânat pentru că a tras cărțile. Mama, a murit și acolo. Cred că a murit toți. Ba, a murit toți, mă? Da, no, mă. Nu, mai este eu. ZZ. Da. Ce e, mă, fantoma asta? Nu e rapid. Nici mâini n-am cum apucă spumele. Nu e rapid. E Tei sau Măroi. N-are, mă, cum. Nu e, mă, rapid, mă. Nu știu, sunteți drogați cu aia, voi aveți... Cum să nu fie rapid? O audici, cum face? Pentru că, bă, bă, tu ești debil. În momentul în care o fantomă urmărește pe cineva, îi crește viteza cu aia. Tu înțelegi? De-aia zici că e rapidă? Nu cred că e nici gin, mă, nu știu. Oare să fie Moroi, mă? O, sunt eu nebun, deși bro, a mers cu ea sus acolo, avea viteză normală, gen. Bă, Spirit nu cred că e. Adică am dat smagiul ăla și a vânat destul de repede după, nu?
N-am testat de Poltergeist, n-am nicio idee, băieți. O bache nu cred că e pentru că nu s-a transformat. Prinz, Mimic, pot să fie toate fantomele astea de aici. Oni, nici unii nu cred că e blipărea normal, blipărea, oată face cuvinte premium. Nu știu, mă, voi ce ziceți. Okay. Că v-a să mai dau un hunt, că voi sunteți lemne. Nici Phantom nu e? Nu. No. Hai vedem. Era vizibil. Vreți să mai stau un hunt? Da. Dacă vrei să mori? Da. Bă, mer, zice Dennis. Nu știu, mă, dacă e mer. Sincer, I don't know. You don't know? I don't know. Ce să zic de merul? E posibil să fie mer. Păi aprindești luminile prin casă. Eu sunt mort. Ai părere, auzi ce se face. Vezi ce se întâmplă. Dacă dai de niște lumini. Mă, nu are cartea aia de reînvie? Bă, dar chiar nu era cartea de reînvie, mă? Cineva? Păi a reînviat ăsta. A, cine a reînviat? M-a reînviat pe mine. Apple. Pe mine m-a reînviat. Așa a murit iar? Eu am murit primul și m-a reînviat. Te-a reînviat și ai murit iar? Eu am crezut că Hyper a murit. După ce te omor pe tine, m-a omor pe mine. După aia a murit iar. Mâncați-și gurița ta. Da, o să mă omoare dacă stai aici. Deci nu fie mer, mă, că ăsta mer să fie moroi. Bă, bagă-te după fotoliul ăsta de la etaj. Unde ești? Care, mă? Vino la etaj. Nu mai e fotolici. Ia scrieți, băieți, repede în comentarii. Ce fantomă credeți că este? Cei de pe clip și cei de pe live, scrieți pe chat. Ce fantomă credeți că este? Bă, dacă era rapidă, nu te lua, nu? Adică, la ce te referi? Bă, eu nu... Deci... Fantoma nu e rapidă, bro. Părerea mea. Adică la început a zis că mergea normal, dar mă urmărea pe mine și îi creștea viteza. Că avea un line of sight în continuu și îi crește viteza, gen, știi? Dar nu știu ce să zic acum. Pot să fie multe fantome pe care nu le-am testat. Uite, poate să fie un Rio. Trebuie să facem testul cu lumânările. Yokai-ul, trebuie să vedem dacă e surdă. Meru, testul cu lumina. Poltergeist-ul, testul cu aruncatul. Shade? Ar putea să fie Shade. Bună, Ștefania, bine. Gorio, vedem dacă își schimbă camera. Twins, dacă reacționează în două locuri diferite. Yuri, dacă închide ușa complet. Mimic, dacă are Ghost Orb. A verificat? Bă, ai verificat de Ghost Orb? Nu. N-ați verificat voi? Și dacă e Mimic? Auzi, dar eu zic că e moroi. Că noi muream și ni se schimba gen gradul de sanitate, cum ar veni, media de sanitate. Și de-aia schimba și viteza. Nu cred. Nu schimba viteza. Dar mai dă o dată, Han, ce mama drag. Mai dă o dată, Han, cine uite și noi. Cei da, bă, nu știu dacă a aruncat sau a făcut chestii, că s-a început hunt-ul direct, nu spun cine l-a început, dar... Nu fie să fie demon. De ce nu văd că aruncă chestii? Nu mai dă hunt acum, what? Nu mai dă hunt. Deci demon eu zic că nu, trebuie să vâneze rău de tot în continuu. Am mai eliminat din fantome, dar... Mailing nu este. Vânează. Vânează, da. Uite, bro, merge normal. Cum ar vezi, e un obac. Ce moroi, mă? Cum trecut să fie moroi dacă merge normal? Vedem când se apropie de Hyper. N-are nicio treabă dacă... Media generală. La sanități. Hyper cum are sanitate mică? Bă, nu știu cât de mică oare. Aveam alea în... Ne uitam la ecran. Bă, stai un pic. Nu cumva e Raiju. Nu? Nu, Raiju nu-i. Nu, e ca să-ți la zi de hol pornit aici și nu... Eram eu cu zi cu luminile aprinse. Bă, măcar știm că nu e o bache, bă. Bine știu. Bă, eu nu știu ce sanitate are. Știam că nu e o bache, că nu s-a transformat, dar... N-avem cum să testăm celelalte variante. Ziceau băieții că și nu e că a fost cam activă. Păi nu știu dacă a fost activă, că s-a început hunt-ul foarte repede. Deci s-ar putea să fie Shade. A aruncat chestii înainte să înceapă hunt-ul. Bă, atenție, Shade-ul nu înseamnă că nu face nicio activitate. Poate să facă activități, dar nu multe, știi? Adică Shade-ul e timidă. Acum a fost activă că a schimbat-o voi? Bă, nu știu, deci voi spuneți că nu e Shade, nu? Dacă nu e mer, bă, Valentina, că a început hunt-ul. Bă, banăm, scoatem Shade, uite, Hyper are sanitate mică, deci moroi clar nu e, eu am eliminat de mult moroiul, nu știu ce se complică atâta la chestiile astea. Avem, câte fantome mai aveți? 7 fantome, Poltergeist, nu cred că e, deși n-am făcut Poltergeist test, dar mi s-a părut că n-arunca foarte multe chestii, nu? Poltergeist nu. Mer, Yokai, Gorio, Twins, Mimic, Onryo, Yuri.
Stai că avem mai multe fantome chiar. Omoroi. Vezi testul de lumină. Nu, omoroi nu. Tot avea sănătate. Nu-i mai nici orbs. Deci nu e nimic. Nu mai înțeleg ce dracu fantomă e. Bă, spune-mi ce fantomă e, mă. Aprinde, ia, aprinde luminile, vezi dacă ți o stinge odată, instant. Vrem dacă e mer. Șansa e... Bă, e o șansă. Faci de câteva ori chestia asta la întrebătoare diferite. Nu? No. Da, nici Shay nu cred că e că arunca pe aici chestia, iar. I don't know. Andrei. Da? Dar să fie Gorion, poate că nu și-a schimbat camera încă. Adică Gorion nu e că a atacat mereu din aceeași cameră. Păi și ce? Păi aia e chestia. Tocmai că s-ar putea să fie Gorion. Gorion. Da, romul mai multe, dar nu mă, că avea viteză la un moment dat. N-aveam o viteză deloc. Bă, nu știu, eu vreau să știu. Bă, coaie, tot am auzit viteză, ce ai? Eu vreau să știu ce e. Sunteți drogați, mă? Viteză avut. Să mor, dar nu m-am putut și vreau să știu ce e. Stai puțin să vă zic. A fost cum și Andrei, că a avut viteză de fiecare dată când ne-a omorât pe noi. Yuri, Onryo, Yokai, Goryeo, Twins. Una din aceste 5 fantome. Dacă dai random 6 de 20%. Fă testul de... Fă testul de Onryo sau Yokai, vreți pleci, bine. Păi, atunci, eu ce e, frate, a plecat, mamă, eu pun... eu pun Twins, deși pun una din astea 5. Yuri, Onryo, Goryeo, Yokai. Twins, dar nu, că tot acolo era. Spirit, bro! N-ați făcut testul! Bă, dar mi s-a părut că am dat magie și a vânat repede. Da, era spirit. Că vă întrebați voi, bă, dar de ce nu vânează? De ce nu vânează? Nu doar ați dat magie și a vânat așa greu. Că până atunci ați bă, și era atât de ușor. Chestia e că spiritul, dacă îi dai smagiu, din momentul în care ai dat smagiu, nu mai are voie să vâneze 3 minute. Deci îți dai seama foarte ușor că e spirit. Dar eu am zis, bă, nu e spirit pentru că ne-a vânat repede. Deși, mai țineți minte că zicea cineva, bă, dar nu mai vânează, mă. Nu mai vânează, mă, și așteptam și nu vâna. Pentru că, într-adevăr, era spirit. Dar nu înțeleg ce avea. Avea viteză, avea viteză fantoma. Nu avea viteză, sunteți nebuni. Oricum, cam ăsta a fost clipul, guys. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vreți și mai multe clipuri de acest gen, rupeți și voi like-urile alea prietenii mei și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa! Nu oprim live-ul, băieți, am oprit filmarea, by the way, ca să știți, da? Așa, am terminat și cu filmarea asta, guys. Ok. Așa. Bun, am făcut și filmarea asta, vreți să facem eventul de Paște, dar trebuie să vedem ce trebuie făcut, că scrie pe undeva pe aici ce trebuie făcut de acest event, amici, sau? Trebuie băieții să ne zică. Să ne zică băieții pe chat acolo ce trebuie făcut în acest event de Paște, amici mici. Dar cred că scria la început, mă, dar n-am citit în științarea aia de la început, gen, am dat skip direct când intri în joc. Îți apare ăla cu Easter event, morții Easter event. Da. Dar n-am citit pentru că sunt un... Do... Bi... Toc... Da, nici așa. Eu știu mai din coace să zic. Ce se aude, mă? De ce mă aud de la cine, mă? Uite, Valentina, la... Alte F10, cred. De ce astăzi, băieți, ce trebuie să facem? Ca să începem filmarea și cu acest event de Paște. De Paștili. Avem coșurile astea cu O, dar nu scrie nimic. Ia stai să caut pe net. Star event Phasmophobia. Ia, ce trebuie să faci? Trebuie să faci poze, mă. Finish the summoning ritual by adding to the 5 marked locations and capturing a photo of the forest spirit's minion. You'll have to find it first. Once the summoning ritual is completed, head to Camp Woodwind and investigate the forest spirit. Don't forget to take a ghost photo. You'll receive your rewards once... ok. Deci trebuie... Bă, deci avea... Trebuie să-mi iepurele, cred, nu? Nu știu, mă. There's been a word of a forest spirit haunting nearby locations. Păi da, mă, dar eu văd un coș unde sunt ouăle sparte, dar sunt și două ultraviolete și două dots. Și încă ceva acolo, puii mei, trebuie să le punem uite, noi? Uite-te mai jos, uite-te. Nu, că era la intrare unul pe mapa asta care-mi scăte acum.
Aș trebuie să găsim iepurile cu dotsul. Trebuie să cauți ăsta, are urme galbene cu bio-bio, le găsești. Ok. Urmele cu bio. You must enter the ghost location and use the evil eye to find the minion's footprints. The first set of prints you find will lead to a trial, which you must follow correctly. Once you find the correct, shine your dose projector and you should see the Easter rabbit ghost. Take a picture using the camera and this the first location complete. Ok, deci trebuie pe toate astea să găsim. Bun! Deci trebuie să, cu UV-ul, să vedem urmele de la iepure, după dăm cu dotsul, facem poză la iepure și atâta, nu? Asta e prima locație și trebuie să facem asta pe toate cele 5 locații. Și după aceea trebuie să mergem pe Camp Woodwind să vedem ce se întâmplă, prietenii mei. Minunat! Să vezi acolo ce o să fie. O să dăm dificultate professional cât facem asta, guys. Haideți, sunteți gata? Da, da. Amicii mei. Amicii mei frumoși. 3, 2, 1, go! Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de Phasmophobia. Prietenii mei, astăzi o să facem eventul de Paște, băieți. Și da, suntem live în acest moment. Dacă mai vorbim cu chat-ul, să știți de ce vorbesc singur, practic. Suntem alături de Valentina Apple și Anonymous Master și o să vrem să terminăm eventul. Bă, ideea este în felul următor. Noi trebuie să mergem pe toate cele 5 hărți. Se abonează, băieți, aici e greu. Deci, noi trebuie să mergem pe toate cele 5 hărți, astea marcate cu coșulețul acesta. Trebuie să luăm UV-ul și să găsim niște urme de iepure, care o să ne ducă la spiritul iepurelui, cum ar veni, pe care îl luminăm cu... cu ce trebuie să luminăm? Cu dots? Parcă cu dots, nu? Și facem poză. Și practic am terminat prima locație. Trebuie să găsim spiritul iepurelui pe toate cele 5 mape. Și după aceea mergem la Camp Woodwind, unde o să se întâmple ceva. Nu știm ce. Sunteți gata, prieteni? Mergem la Ridgeview. Neșcăm pe Professional, că na, vrem să terminăm eventul. Ruben zice, bună filmare, salutare tuturor. Așa că haideți și voi cu like-urile alea, prietenii mei. Dacă mă susțineți, dacă vreți și mai multe clipuri de acest gen, dați acolo fiecare cât un like să văd susținerea voastră puternică. Valentino? Da. Ready? Da. Vreau să văd susținerea voastră, prieteni, și voi cei de pe clip, dar și voi cei de pe live, you know? Și nu uitați, în fiecare seară de la ora 8 suntem live, intrați, pentru că altfel pierdeți multe, credeți-mă. Pe live-ul ăsta ați pierdut foarte multe, amicii mei. Bun, s-au fentat două clipuri azi, păi le-am filmat direct pe live, păi da, cum se poate altfel? Bă, și o să ne dăm seama și ce fantomă e, by the way, pentru că suntem buni, ca să știți, da? Bun, deci a luat cineva UV-ul? Am luat OV-ul. OV-ul nu le-i de pe hartă. Nu. Băi, și trebuie să găsim coșul corect, prietenii mei. Bun, am intrat pe prima mapă. Dar nu mai... Opa, urme, urme! Bă, ce se aude? Bă, alergă iepurele! Da, da, da. Pe aici urme, pe la... Nu aici. La etaj, la etaj! Bro, ce-i ăsta? Vă dați seama, am freezing la etaj și a dat drumul la apă în baie. Deci dacă ne vânează acum, plâng. Și... Dar de unde îmi dau seama care e coșul? Dar poză? Da, o să trebuiască poză când găsim spiritul iepurului. Da, trebuie să găsim care e coșul corect. Dacă nu le freezing. Adică trebuie să vedem la fiecare dăsta că sunt mai multe coșuri, gen. Nu știu exact care e treaba, dar... Oricum, știu că era și la parter ceva. Hai să ne uităm și la parter, băi, să fim siguri că nu ratăm nimic. Eu am găsit o gheară. Să vedem să facă cineva o poză? Găsit o gheară. O gheară? Da, gheară. Da. Niște tăituri. Ce mă cu gheară? Să vedem cineva la subsol să vadă. Da, avem... Mă, dar trebuie să avem lumina stinsă, bă! Cred că la etaj pe undeva, pe acolo. Uite aici, uite aici. Pe aici am mai mers iepurele, mamă. Bă, chiar de iepuri. Da, uite aici, tăitură. S-au oprit breaker-ul. Bă, clar nu e Jin, că au oprit breaker-ul. Oricum, avem toate evidențele full de data aceasta. Că l-am pornit. În toma, cred. Bă, deci spuneți-mi, vă rog, că eu nu înțeleg. Uite, aud iepurele.
Bă, trebuie să bă, noi trebuie să ne luăm după sunet să-i facem poză, mă. Avem nevoie de doți, prietenii mei, avem nevoie de doți. Aoleu, ce mă fac eu cu voi? Are cineva o cameră? Are cineva o cameră? Aio, ce doți, mă, ce fac cu doțul? Luminez iepurele, femeie. Am explicat la început, de ce nimeni nu mă ascultă când vorbesc? Nu am auzit partea cu doți. Păi și unde e, că nu l-am auzit? Vino la mine, stă aici la parter, hai răbdare. Plus garaj. Bunează. Bunează, bunează. Ma. E de o germă? E tei. E tei? E revenant. E revenant. Nu e revenant. Că n-a văzut pe nimeni. Revenantul alergă așa doar dacă vede pe cineva, dacă nu vede pe nimeni. Cred că nu o să terminăm eventul ăsta niciodată, prietenii mei. Mâncavaș. Numai eu am înțeles ce trebuie să fac în eventul ăsta, guys, eu cred că am fost destul de explicit. Gen ultraviolete, doți, poză, carta. Gata, Antu? Da. A, cred că la etaj, mă. A, auzi iepurile la etaj? Nu știu ce dracu aud. Uite, mă, știi ce-o zgâriat iepurile. Uite iepurele. Unde? Gata, mai am făcut poză. Dar cum ai făcut poză? Gata, uitați-vă în card. Photos. Forest Spirit Minion. Forest Spirit Minion? Ai pus dotsu și l-ai văzut cu dotsu, nu? Da, bă. Bă, eu zic... L-a auzat de la parter, gen, și nu știam unde dracu e. Bă, eu zic să plecăm, mă, nu mai prindești fantoma, că să facem eventul de încet să nu. E tei, da, că suntem buni. Vedeți, băieți, Big Brain, am aflat și fantoma, hai că... Mamă, ce ghost event mi-a făcut. Eu zic să nu fie revelant, dar merg pe tei. Dacă nu e tei, nu ești mai prost? Păi, era rapidă și nu vedea pe nimeni? E tei. Nu. Ne bazăm pe ce a spus Valentina, prietene, acum nu știu ce să zic. Antu Moroi, eu știu. Antu Moroi. Hey, oh, let's go. Am luat achievement successfully identify your first stay and survive. Da, mă, uite, avem bifă pe Ridge View. Hai să mergem pe Grafton, deci trebuie să facem toate cele 5 mape, băiți, așa rapid, rapid. Și... Da, eu o să-mi iau direct atunci, dotsu, ultraviolete și lumina, așa e. Și după aceea trebuie să mergem pe Camp Woodwind și că trebuie să facem și o poză fantomei. Păi, și sunt curios ce trebuie să se întâmple, guys, că mai multe nu știu nici eu. Hai, amicii mei. A, dar chiar putem la, puteți lua o vești de acolo. Da, avem toți. Aud că alergă. În sus. Da, la etaj am auzit și eu, pare. Au? Aici, la mine, cred, mă. Am bate la etaj. Etaj, etaj. Nu e aici. În baie, mă? La etaj. Mamă, se aude cum alergă, efectiv. Ce caterincă. Vedeți că e miște event. Să fie în camera asta, deci. Găsești o oră. Unde ești iepure speriat? Bă, dar cum îl vezi când îl găsești? Să-l pași la mine. Un dotsu jos, nu? Nu e aici. Nu știu, Valentina l-a văzut data trecută, deși eu nu știu. Răspund că a pus dotsu și a văzut... dotsu. O să vede și fantoma pe dotsu, așa se vede și iepure. Teritul iepurelui. Bă, e la etaj, deci. Și fără dotsu nu se vede? Nu cred. Aici, a? Vor la parter? Bă, ne-am uitat la parter, dar ideea e că nu știu dacă se mută constant. Aici, aici? Înseamnă circle. Dar știi care-i treaba? Că... Bă, dar de ce ne uităm cu V-ul când avem lumină și pur și simplu găsim coșurile, gen, știi? Au făcut pași la mine, cred că e în bucătărie, nu? Parter. Face pași la parter, mă?
Am găsit fantomul. Noi în loc să găsim spiritul iepurelui, găsim fantoma. Păi, dar parcă ne-am uitat la părtea. Bă, vânează? Nu, nu, nu. Ne-a făcut cum e venit. Bă, eu l-auzeam mai devreme. Ce l-am de jos, până mi-e bucătărie. Uite, mă, aici l-auzi. Uite-l aici? Aici azi mine. Nu e, păi vă apropiați prea mult de coșuri, băi, vere, mergeți pe vine, așa. Și nu vă apropiați prea mult. Nu e aici. A fugit deja. Mergeți cum merg eu pe crouch. Cred că se sperie. A, și de-aia auzim că fuge. Oh. Da, da, da. Da, mă, înțeleg. Bă, și poate îl sperie și lumina, mă. De la lanternă, și de-aia ne spune cu UV-ul. Probabil. Poate vine aici, nu? Bă, e fantoma în bucătărie, băi, de ui, dacă aici nu mai intră. De acest aspect, deși nu cred. Deja am pifat pe și... Bânează. Bă, la parter... Mama, dar are ultraviolete, băi, fantoma, băi, de ui. E Benji. Deci tu? Da. De ce zici masă? Că prea îi place să cânte. Uite, l-am găsit! Unde e? Dă să-l vedem și noi. Veniți la parter, cum ieșiți din bucătărie, drept în față, pe holul la unde sunt la trei camere. Așa, și în dreapta sau? Hai, aici, la mine, nu știu să vă zic unde sunt. Aici, 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 aici. A, hai, aici, în dreapta, în dreapta, în dreapta. Hai, veniți repede, dar încet, fără lanternă. Pe gata. Uite-l, mă. Unde, mă? Aveți cameră, în dreapta, în camera din da, dreapta. Da, stai că ajung. Hai, repede. Hai, fără lanternă. Da, mă, uite, iepurile. Și dacă mă apropie de el, dispare? Nu dispare, mă, uite. Wow, ok. Dispare dacă dai cu lanterna. Da, mă, deci chestia e să nu folosești lanterna. Dacă folosești lanterna, dispare. Bun. Hai să plecăm, prietenii mei. Mergem la ghici. Ce fantomă este? Benji. De ce zici? Hai să dau un hal măcar. De ce zici că e Benji? Nu, 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 mergem, plecăm. Ce, de ce zici că e Benji? Că cântă în continuu la Ghost Event. Păi și ce? Înseamnă că e Benji? Da. Este și mă făcut 5. Era și mă făcut 5. Ai MF5 și ultraviolet? Da. EMF? E gin, gin, gin. Deci dacă e gin, meme. Yo! Noi mai deștepți, băieți. Bine că ne-a spus anonimul de MF5, că nu știam. Da. Bun, am terminat două, mai avem trei, băieți. Ai repede, Willow Street, o dăm așa, turbo! Pestran, guys, încă o dată nu uitați, lasă ceva acolo cât mai multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți și mai multe clipuri de acest gen, ci implicit și mai multe live-uri de acest gen, prietenii mei, cei care sunteți pe live, n-am uitați pe live în continuare. Salut, domnule Gabi, bine ai venit. Bă, dar chat-ul e foarte liniștit, prietenii mei, nu știu, s-a liniștit chat-ul dintr-o dată, nu înțeleg de ce, dar s-a liniștit chat-ul dintr-o dată, magie, magie! Nu mai știu să folosesc ăla. Ce mai știți folosești? Deci fără lumină, prieteni, nu mai băgați lumină. Da, da. Dar eu nici nu mi-le iau de aici, băi, pe niște fraieri. Eu mi-le iau pe alea gratis. La cea de la intrare. Suntem atenți, auzi. E lumea atentă, dar aia nu scriu băieți pe chat. Deci fără lumină, amicii mei, și ne despărțim. Toată lumea atentă la joc, bine mă, David. Aveți ce? Bă, ai greșit harta, cred că aici nu sunt. Nu. Am greșit mapa? Păi tu n-ai luat de la intrare, de la coșul ăla. Ba da, sunt, sunt. Surme, surme, surme. Aaa, mai devreme nu era, what? Am o, l-aud? L-a luat fantos, fantom, arată. Mamă, ce fie. E jos, cred, sau de jos? What? În garaj, în garaj, în garaj, în garaj. Hai că fuge rău. Ce garaj, mă, n-auzi când că fuge? E un, nu sunt garaj, ce-a zis. Bă, eu sunt la parter și nu e. Dacă e, vă spun să veniți să-i faceți poză, că nu am camera acum. De ce nu e? În căutarea iepurelui nebun, amici mei. M-am speriat de iepurile de pluș, după pat. De ce aici nu e, mă? De sus. Deci în beci nu e, amicii mei, sau de deasupra, da? Cred. Salut, Preda, Gabriel, Daniel, bine ai venit. Nu-i arată nimic, bratele, decât...
Dar oare dacă ne ridicăm și mergem așa în picioare se sperie? Păi nu prea vezi cu căcatul ăsta de UV urmele. Dacă stai în picioare. Unde-i mă? E în basement, mă? Ce-și fac? Nu-i. Aici, bă, în basement m-am uitat ce nu e. Dar ideea e că se mișcă în continuu, știi? Deci poate s-a dus înapoi, eu știu. Dar nu era mai devreme. Uite. Eu zic să ne despărțim și anonimul vine în continuu. Basement nu e. Deci n-am, iau camera la mine, iau camera de asta. Fac poze. Nu știu. Și eu nu văd cu unde e, vă zic eu acum, uite aici. E? Mamă, tu iepurile pe masă. Că și-o mascurile astea. Nu e mă nici în bucă, bă, unde e iepurile, băi, ziceți repede. Salut, Crizex. Unde e iepurile? Mâncava și gura voastră. Nu-i bine. Sunt ăsta sol? Dar nu mai aud că fuge. Bă, în garaj, v-ați uitat cum trebuie. Ce pe poze din greșire. Da, mă, e un singur ăsta. Nu știu ce, dar... Cămară. Iar de... De la afară. E aici? A glumat. Eu don't understand, I don't understand. Te mișcă în continuu, firar mă sal, drag. Nu au nimic, eu nu înțeleg cum ce au nici ce. Nici nu au. Dar, ce înseamnă că nu se mișcă? Vezi că se mișcă și mă gândică la... Bă, sunteți voi în beci? Uitați-vă în beci, vă rog, toți. Da, sunt în beci acum, m-am uitat de 7 ori. M-am uitat și acolo, în spate, după tomberane. Știu. De morțele. Da, mă, toate astea la rând, ceva nu e ok aici. Ia ziceți, băieți, ce facem greșit. Am ținut right. Am dus pe... Uitați toți, camera asta. Bunează. Bunează. Mamă, deci dacă ne omoară fantoma... Cred că trebuie să rămânem în viață. Mă mor. What? Ok. Nici în baie nu e, mă. Bă, poate să fie afară, mă? Nu cred. Nu cred, nu. Sigur? Ar fi culmea. Bă, la afară e coșul cu astea la intrare, deci... Aia, nu, nu, nu. Vânează. Ia, vânează. Dacă stai ascuns aici, prietene, mă omoră oare? O, eu muri? Sper să nu. Nu vreau să mor, nu vreau să mor. Bă, nu înțeleg, mă, de ce... Am găsit iepurile. Unde? La basement. Nu știu, a apărut dintr-o dată, s-au văzut lăbuțele astea, s-au luminat și a apărut iepurile, nu știu cum. Bă, cred că știu ce trebuie făcut. Fiți atenți, pe lângă fiecare coș sunt niște urme. Și trebuie să aprindem toate urmele alea, să verificăm toate coșurile cu UV-ul. Fix acum am dat eu cu UV-ul și după azi Valentina că a apărut. Dau, cu UV-ul păi dau da, trebuie la toate, trebuie la toate și să fie UV-ul fuluminat. Că eu aveam UV-ul, vedeam urmele, dar n-am dat shake la UV așa, shake, shake, shake. Aole, ce mă dis... Adică mă faci proastă, cum s-ar spune, nu? Dacă ești handicapată, nu știu ce. Zici că nu am mâncat? Eu i-am explicat ceva, nu înțelege, mamă, că mă și enervez. Nu mai, nu mai se vorbește. Eu nu mai cu... I-am spus, bă, o să arăt. Nu înțelege cu aia. Trebuie să fie UV-ul luminat maxim și să strălucească urmele alea, you know? În fine, ce fantomă credem că e revenant? Nu e revenant, nu e revenant. Este mer, prietenii mei, este mer. Dar nu înțeleg de ce mereu ea trebuie să ia în gură cu mine. Bă, dar nu înțeleg, bă. Bă, nu înțeleg, mă, aici cu regele.
Raid, era raid. Ok, bun, mergem pe următoarea hartă. Blizzdale Farmhouse. Let's go. Eu ți-am zis că e în cămară, fix în cămară era, mă. Era acolo în beige, mă, dar eu zic că trebuie neapărat făcută chestia aia, gen, că altfel nu merge. Am dat start. Hai că mai avem două hărți, prietenii mei. Mai avem două mape. În cămară era, l-am luat și l-am dat afară, nu? Deci ăsta trebuie să fie la maxim, prietenii mei. Atât am de spus. Da, parcă-i pe mâine, bro, stai să... Cred că trebuie să intre toți în casă. Și probabil de-aia nu se văd urmele, că trebuie să intre toți în casă, guys, nu? Mă gândesc, da, deci Stefan apar clipuri mâine, de mâine apar clipuri forță. Uite, mă, ce face, mă, tovară? Care-i dobitocul cu care ne-a intrat în casă? Trebuie să intrăm, pe zis că mă duc pe altă parte. Cred că trebuie să intrăm toți, da. Vă văd că n-apar. Da, tot nu văd. Nu mai... care-i treaba, ne mai primăm un pic. Da, am găsit fantom, ha? Bă, nu văd urmea acum. Momentan. Bă, am pus mapa bună, nu? Trebuie să scoșuri, deci, probabil. Trebuie să pornească urmele de undeva, mă. Căutați începutul urmelor și după o să înceapă să apară toate celelalte, cred. Așa cred că funcționează. Trebuie să luminăm absolut tot să fie UV-ul ăsta la maxim mereu, genul, nu? Că nu văd. Mergem la etaj, vedem. Care este situația? Bă, dar nimic, ok. Ia vedeți dacă e breaker-ul ăsta. Că la parter nu e breaker. Nu e scoate, dacă aprindeți breaker-ul. Gata. Ați aprins breaker-ul? Da, nu. Da, și am găsit și urme la pod. Un pod? Eu nu văd urme. Da, uite, urme în pod. Sau ce pași? Eu aud pași, dar nu văd urme. Ia și cu paper aici la... în pod. Și sau deci urmele în pod. Uite, vedeți cum strălucesc astea? Eu cred că trebuie să facem așa la toate coșurile, gen. Acum dacă mai fac chiar, mai strălucesc chiar? Uite, nu mai strălucesc, you know? Aia e treaba. Uite și aici urme. Bânează? Era în ce urmă, frate, alergă lângă mine și nu vedem ce urmă. Mă apiși, bă, cu mașină. La etaj m-a apărut. Aaa, de la etaj se aude, mă, ia uite, eu căutam de nebună pe la parter. Da, zic, pe etaj. Aaa, da, mă, gata, le văd. Aici ultimul ăsta. Aaa, ai făcut ceva. De ce? Că s-au luminat astea 3? Sau ce? Aaa! Aaa, ce? S-au luminat alea 3? Hai mă, las! Mă vânează fantoma, că nu mai pot mor aici, bro! De ce a apărut fantoma fix acum? Nici mi-am dat seama că vânează cu aia, că eram concentrat să găsesc toate alea. Hai mă, bro! Ce mama naibii, bro! Am pus pauză la filmare. Asta e fantoma care merge, mă, sau mergeți vreunul? Eu sunt. Ia nu ne faceți pași. Bă, ce se întâmplă? Vânează? Vânează
Bunează. Pe burtă, Moga, ești în extaz? Ești în extaz cumva, Moga, că nu mai pot. Ești în extaz, e sincer. Ia, o să văd. Moga, să-ți pui minile pe Pep, zice Son Goku. Bă, why you bully, bro? Adică te-am omorât pe tine și acum caut alte victime. Tu erai, mă, Moga, tu erai. Pa? Vinează. Bă, clar după anul ăsta Obake nu e. O să dăm seama ta, Obake nu e, Oni nu e. Pripociște normal. Dar nici n-are chef să stea prea mult aici, etic. Deci Obake nu e, Oni nu e. Din star, bam! Tate, ești mor? Nu. Aud pașii. Să mergi cineva aici, de barau asta, unde mașina spate pe etaj. Uși pe scară stânga. Bă, dă-ți un coș. Eu n-am toți. Stai așa că acum cred că s-au încărcat de toți. Vânează. Mai două de. Ai prea murit? Aolo, ce-a scris Moga, ci că să-și pună mâinile în altă parte, bă. Da, mă, prieten, bă, cred că nu mai are rost să stăm acum atâtica, să găsim niște dăștea. Da, mă, prieten, bă, o să oprim clipul aici, prietenii mei, pentru că mai durează până se găsesc toate astea. După cum puteți vedea, durează ceva și chiar trebuie să stai și mi se pare că eu dacă am murit, gen, dacă mă omor fantoma, nu o să mi se pună. În fine, în următorul clip o să continuăm și o să vedem finalul, o să intrăm direct în Camp Woodwind după ce facem pe toate mapele acest lucru și vedem ce se întâmplă, prieteni. Cam asta a fost clipul, sper că v-a plăcut, nu uitați să rupeți și voi like-urile alea dacă vreți și mai multe clipuri de acest gen și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa! Băieți, și-o prind și live-ul aici, am mâncava și gura voastră că deja o să stăm cam prea mult morți. N-are rost, ești nebun, mai pregătim și noi niște clipuri pentru zilele următoare, amicii mei. Vă pupic dulce pe toți, ne auzim mâine, da? Hai, bye bye, pa!